Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste pentru cei din zodia Fecioară pentru perioada lunii septembrie. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Fecioară din punct de vedere al dragostei pentru luna septembrie 2024. Ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din zodia Fecioară? Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din zodia Fecioară, din punct de vedere al dragostei pentru luna septembrie 2024. Avem deja trei mesaje, ia să vedem despre ce este vorba. Wow, avem justiția. Posibil să aveți de-a face cu zodia Balanță sau nu. Asul de cupe. Și asul de bâte, wow, o nouă poveste de dragoste aici, o nouă pasiune, o nouă atracție, se reaprinde flacăra pasiunii, multă emoție, multă abundență emoțională aici, multă iubire, se face dreptate într-o relație, se clarifică anumite situații, sunteți sinceri, deschiși în relație, foarte frumos, vă îndrăgostiți, vă găsiți sufletul pereche, regele de spade, wow! Parcă este cineva aici care își face propriile sale strategii. Posibil să aveți de-a face cu zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar cineva aici este foarte limpede în gândire, în decizii. Știe ce își dorește, simte, vede, gândește. Deci este foarte implicat în această relație sau în această nouă poveste sau își dorește ca povestea lor de viață, da, să fie ca la început. Se face dreptate aici. Pentru unii, posibil, ca unii dintre voi să apară o separare, da? Unul din voi doi își dorește iubire, își dorește pasiune, își dorește atenția celuilalt, dar aici se pare că există o răceală, există cineva care nu prea a pus sentimente, da? Ia să vedem despre ce este vorba aici. Împărăteasa, foarte frumos. Posibil să aveți de-a face cu zodia Taur. Multă siguranță, multă stabilitate. Cineva aici care cumva poate și manipula. Avea puterea de decizie în relație. Era cumva cel care decidea ce se întâmplă în relație. Poate o persoană sigură, stabilă pe el sau ea, da, din punct de vedere financiar. Era o persoană care poate o mamă, dar are un rol important aici. Deveniți părinți, da? Unii dintre voi în această lună sau copii au un rol important în această perioadă pentru voi. Sau mamă, da? Joacă un rol important în această perioadă sau vă doriți să deveniți părinți, cum am și zis, dar și cineva care manipulează, wow, turnul. Deci se pare că apare aici o separare, apare o ruptură, cadmăși, se află secrete, o situație care nu a funcționat, acum se dărâmă, da, deci se arată anumite lucruri. Aici cu justiția, da, se află un adevăr într-o poveste, da, se clarifică situații. Ceea ce nu funcționa, cumva veți încerca să puneți cărțile pe masă, să vorbiți, da, să spuneți ceea ce vă doriți de la partener, să vedeți de fapt cum este partenerul sau partenera, da? Să luați anumite decizii pentru sufletul vostru, pentru viața voastră, da? Pentru binele vostru, pentru unii dintre voi. Da? Cum am și zis, posibil ca cineva să fi manipulat această poveste, da? Unul din voi doi să fi condus relația și cineva aici răbunește ori tu, ori partenerul, nu mai vreți să fiți așa. Vreți să simțiți iubirea, vreți să o trăiți, da? Să vedeți că vine din partea partenerului sau partenerei acea iubire sinceră. Sau cumva pentru unii dintre voi vine așa ca un șoc, se reaprinde această flacără, se vine cu noi intenții, da? O iubire sinceră, simțiți acest lucru și cumva vă ia așa prin surprindere. Da? Nu este neapărat și de separare, poate pentru unii dintre voi. Dintr-o dată partenera își schimbă atitudinea, vedeți că este mult mai atentă, că este acolo, implicată în relație, da? Foarte frumos, posibil și acest lucru, nu este neapărat
Într-adevăr, voi vă faceți tot felul de gânduri, vă faceți tot felul de, da, vă imaginați unii dintre voi, pentru că nu sunt reale aceste lucruri, voi cumva în mintea voastră vă cam șochează, da, acest eveniment ce se întâmplă, da, cu partenerul, partenera sau cu soțul, soția, dacă este acolo, se implică, este devotat, cumva așa vă cam debustolează, da? Și voi vă faceți tot felul de scenarii, dacă ascunde ceva, dacă nu are intenții serioase, dacă nu o să reușesc în relație, dacă nu o să dureze mult această poveste. Aici avem echilibru, posibil să aveți de-a face cu zodia săgetător. Apare echilibru, apare armonia, vă doriți foarte mult stabilitate în relație, da? Vă doriți foarte mult să apară acest echilibru, vă doriți foarte mult ca această persoană să vă iubească sincer, să vină cu intenții serioase către voi, bine, într-adevăr. Pentru unii apare această separare, cum am și zis, nu este valabil pentru toată lumea, bineînțeles, apare această separare, vă găsiți echilibru interior, vă îndreptați către noi începuturi, către o nouă persoană, către o nouă iubire, către o nouă pasiune, da? Vă duceți către ceea ce vă atrage foarte mult și ceea ce iubiți unii dintre voi. Wow, noi începuturi aici. Clarificări, din nou vorbim despre zodiile de aer, gemeni, balanță, vărsător, asul de spade, dar un succes vă aduce. Poate sunteți într-un proces unii dintre voi, într-un proces de divorț sau de partaj, da? Și aveți de câștigat. Vă bucură foarte mult acest lucru. Sunt 3 ani de noi începuturi, deci se pare că aveți un început foarte bun pentru voi. Era și momentul să faceți acest pas, era și momentul să acceptați aceste noi începuturi care vin către voi. Este o nouă deschidere și voi vă doriți această schimbare. Sunteți puși pe schimbări în relație, în viața voastră personală. M-am și zis, cei care sunteți în situația de divorț, de separare, veți avea de câștigat, sunteți mulțumiți, sunteți mulțumiți de faptul că ați luat această decizie, pentru că nu mai erați acolo în acea poveste, nu mai era sentiment, nu mai era nimic, se consumase tot și vă doreați foarte mult această independență. Pentru unii dintre voi, aici avem 4 de bâte, o celebrare, un eveniment important. Nu este neapărat că dacă unii dintre voi v-ați separat, este ceva tragic sau nu mai erau sentimente acolo, nu mai vă regăseați nici dumneavoastră, nici partenerul, deci nu apar conflicte, nu apar situații de genul ăsta, doar că nu mai vă regăseați acolo, da? Și cumva ați decis să puneți punct de comun acord și acest lucru vă bucură pe amândoi, da? Iar aici pentru unii dintre voi vă logodiți, vă căsătoriți, semnați acte, documente, da? Celebrați un eveniment important, vă cumpărați o locuință. Vă mutați acolo împreună cu partenerul, vă renovați locuința unde stați, da? Faceți totul cu dragă inimă, faceți o mutare importantă în viața dumneavoastră care vă bucură, da? Optul de bâte aici, clarificări, rezolvări, vești plăcute pe care le veți auzi, da? Comunicare, foarte multă comunicare prin intermediul online, dar prin rețele de socializare, dar vești plăcute, multă atracție, multă pasiune aici, da? Cu persoana dragă, sunteți foarte deschiși, da? Vă bucurați unul de celălalt, aveți conversații plăcute, da? Vă puneți de acord în anumite situații, 6 de spade, o călătorie, un drum pe care îl faceți important, cum am și zis. Poate persoana dragă este la distanță și vine către voi și vedeți că se implică în relație, da? Sau vă face o invitație de a călători cu el, da, sau ea, să mergeți pe același drum sau să mergeți într-o vacanță unii dintre voi, da? Posibil și acest lucru nu este valabil pentru toată lumea. În această lună este o lună cu surprize pentru cei din zodia fecioară. Doiul de monede, da, cumva se repetă o poveste sau cineva jonglează aici în unele situații, dar se termină această jonglare, da? Nu vreți să mai aveți de-a face cu astfel de situații. Nu mai vreți să fiți dezechilibrați, vreți să fiți mult mai siguri pe voi, pe emoțiile voastre, pe relația în care sunteți sau în care vreți să intrați, da, sau pe voi, da, poate unii dintre voi nu mai vreți să intrați în relații, poate doar v-ați despărțit și vreți să vă acordați mai mult timp vouă, să vă bucurați de tot ce este în jurul vostru, de voi, să fiți mai bine din punctul ăsta de vedere. Cumva încercați acest lucru să evitați, da?
să mai fiți așa, să jonglați sau să simțiți această energie că ba sunteți bine, ba nu sunteți, da? Sau să aveți de făcut alegeri. Sunteți foarte hotărâți de data asta să faceți anumite schimbări și vă va aduce foarte mult, foarte multă stabilitate și veți fi mult mai sigur pe voi, mult mai bine, vă veți bucura altfel de relația în care sunteți. Depinde de fiecare în ce situație se află, da? Schimbări, schimbări bruște, ceea ce până acum nu a fost la voi sau n-ați avut curajul de a spune partenerului ce așteptări aveți de la el sau nu, poate partenerul s-a schimbat față de voi, da, și cumva relația ia o altă, da, merge în altă direcție, da, spre drumul cel bun pentru cei care sunt în relație și, cum am spus, pentru cei care au hotărât să se despartă, da, să nu mai continue în acea poveste, în acea relație, va fi ceva de comun acord. Pentru că nu mai existau sentimente acolo și nu mai mergea, da? Și nu mai s-a vrut din ambele părți această poveste. S-a terminat acea relație, ca să zic așa, s-a consumat, da? Bineînțeles că nu toată lumea va rezona. Sper din suflet să fi rezonat cu mesajul pe care l-am transmis. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag!